Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Bun găsit, președintele Klaus Iohannis face declarații în acest moment, după o ședință la care au participat 7 membri ai guvernului, o întâlnire la Palatul Cotroceni cu premierul Orban, ministrul de finanțe, ministrul economiei, ministrul de interne, mai mulți oficiali români, îl auzim pe domnul Klaus Iohannis. Intermediari, aș spune, la care a participat premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri din guvernul României, am dorit împreună să tragem primele concluzii, să vedem cum au fost puse în practică măsurile decise prin decret și prin ordonanțele militare. Am evaluat impactul acestor măsuri și cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni. O primă concluzie ar fi că, în comparație cu alte țări, creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost așa mare cum am observat, de exemplu, în țări unde avem mulți români. Mă gândesc la Italia, la Spania. Acest lucru, evident, vine din faptul că noi, din timp, am luat măsuri foarte ferme. Însă, trebuie să vă avertizez foarte clar, nu este momentul să ne relaxăm. În niciun caz nu este momentul să nu mai respectăm indicațiile autorităților. Toți experții, toți medicii ne spun că evoluția epidemiei în continuare depinde de felul în care respectăm indicațiile autorităților. Dacă respectăm indicațiile, evităm contactul și așa mai departe, este posibil să nu avem o creștere foarte mare. Dacă nu le respectăm, este posibil să ajungem în scenarii cum le-am văzut, din păcate, în țările pe care tocmai le-am menționat. Așadar, este clar, nu suntem încă la vârful epidemiei. În niciun caz nu este momentul să ne relaxăm, să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile autorităților. O veste bună. La început se știe că a fost un pic complicat de procurat materiale de protecție, măști, combinezoane, ventilatoare. Iată că avem deja primele rezultate semnificative ale măsurilor luate de guvern. În acest fel, primim încă în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, aproximativ 5 milioane de măști de protecție pentru forțele de ordine, jandarmi, polițiști, aproximativ 8 milioane de măști care vor ajunge la populație. Vor veni în zilele imediat următoare aproximativ 500 de mii de combinezoane de protecție pentru medici și personalul medical. Iată că sunt lucruri care se mișcă. Însă, trăgând linie și adunând, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. În acest fel, am solicitat guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în acest decret. În cursul acestei săptămâni vom elabora textul decretului și la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret care va prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Această perioadă este absolut necesară pentru a ține lucrurile, pentru a ține evoluția epidemiei sub control. Am avut o discuție legată de felul în care România își arată solidaritatea față de alții și pot să vă spun că am decis împreună ca România să trimit o echipă de medici și asistenți medicali în Italia. Ei vor merge acolo, în zona Milano,
vor pleca cel târziu mâine, o echipă formată din 11 medici și 6 asistenți medicali. Am discutat o chestiune extrem de importantă în a doua parte a ședinței, mai exact pregătirea pentru rectificarea bugetară. Aici lucrurile stau foarte serios și nu pot să nu spun câteva lucruri. Prin această epidemie avem o criză care nu este, din păcate, doar o criză de sănătate publică, ci este o criză care afectează întreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie să se declare o creștere probabil semnificativă a deficitului bugetar. Este nevoie de bani mai mulți, pe de altă parte, în sectorul de sănătate publică. Este nevoie de bani destul de mulți pe partea de asistență socială, șomajul tehnic, șomajul, toate trebuie plătite. În acest fel, vom avea o situație complicată a bugetului. Însă, este clar că această complicație nu se rezolvă de la sine și va trebui guvernul să facă o analiză cuprinzătoare și să nu ne limităm doar la o rectificare a bugetului care prevede câteva schimbări pe următoarele luni de zile, ci va fi nevoie să se reevalueze și veniturile care sunt în scădere, dar și cheltuielile pe întregul an fiscal, cheltuieli care sunt în creștere, și în acest fel va fi nevoie de reevaluarea tuturor cheltuielilor care se fac din banul public. Am menționat numărul mare de măști, de material de protecție care vin în România și trebuie să știți că aici nu au lucrat numai autoritățile statului, au fost câteva firme private care s-au implicat și dați-mi voie să-i felicit pe cei care au înțeles că într-o perioadă dificilă nu numai autoritățile statului trebuie să se implice pentru țară, ci și firmele private, și sunt deja destul de mulți care au făcut-o. Îi felicit și sper să continue. În final, dragi români, repet, respectați măsurile dispuse de autorități. Respectați izolarea. Nu vă întâlniți, nu ieșiți din casă decât atunci când aveți o problemă de rezolvat, când mergeți la serviciu, când mergeți să cumpărați alimente. Evitați orice contact fizic cu oricine. Este foarte important. Boala se răspândește de la om la om. Nu dați mâna, nu vă îmbrățișați, stați la distanță față de alte persoane. Vă doresc tuturor multă sănătate. Președintele Klaus Iohannis într-o ediție specială Europa FM Oameni Buni. Principala veste a zilei este că se va prelungi starea de urgență cu încă o lună, foarte probabil, asta anunță președintele Klaus Iohannis. Deocamdată nu este luată hotărârea, este cerut proiectul de la guvern, deci probabil că va apărea în următoarele zile cu toate datele exacte. Spune președintele că este în continuare nevoie de această distanțare, deși, spune el, rezultatele sunt mai bune decât în alte țări, numărul îmbolnăvirilor este mai mic, dar totuși este necesar ca în continuare să se mențină această tendință pentru a putea ieși din perioada de izolare. Un alt lucru anunțat de președintele Klaus Iohannis este că urmează o rectificare bugetară masivă, dar atenție, nu în sensul gândit până acum de realocarea unor resurse, ci de reașezarea bugetului pe niște baze care să se apropie mai mult de realitate, veniturile bugetare scăzând, nu a dat domnul Iohannis o cifră, scăzând în această perioadă semnificativ, și atunci trebuie să regândite foarte multe lucruri. Vestea bună.
numit-o președintele, este că s-a reușit sau se va aducerea în România a 8 milioane de măști care sunt necesare atât cadrelor medicale, dar și forțelor de ordine care realizează diversele măsuri de carantinare. Am făcut un scurt rezumat. Sunt împreună cu directorul organizației Expert Forum, ONG-ului Expert Forum, Sorin Ioniță. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Un anunț altfel așteptat, prelungirea stării de urgență, la cum arată România și Europa în acest moment. Așteptat și eu. Aș pune prioritatea puțin altfel decât ați spus. Deci asta, dacă era așteptată, știrea numărul 1 din ce a zis președintele, mi se pare aceea cu bugetul și în special ce a sugerat și ce putem citi printre linii, și anume că se vor anula măririle de pensii din toamnă. Este inevitabil, toată lumea vorbea despre așa ceva, să vedem cum va suna asumarea politică a acestei chestii, dacă se va reuși fără mare scandal în Parlament, dacă se va reuși evitarea unor jocuri politice și câștigul de capital de către unii care se vor opune, și probabil alte măsuri, impozitări de pensii speciale, deși cu astea nu câștigi foarte mult la buget, adică ele simbolic contează foarte mult, dar în plată nu sunt atât de multe, asta este ideea, și nu vei scuti foarte mulți bani. Dar în atmosfera actuală, cred că și justiția socială contează și modul cum oamenii privesc distribuirea necazurilor care o să vină. Pentru că acum avem necazul medical, dar după aia urmează necazul economic. Și dacă e o sarcină, dacă vom trece printr-o scădere economică de, nu știu, 10%, să zic, văd cât estimează alții prin Europa, sau mai puțin, 5% în Germania, dar va fi o scădere, atunci întrebarea e, purtăm această sarcină egal pe umeri? Adică inegal. La ce vă referiți? La aparatul bugetar, bănuiesc? Sau deocamdată o duc antreprenorii privați care s-au închis, fie de i-a închis natura, piața, sau i-a închis ordinul guvernului, pentru că nu mai au voie să facă, operațiunile economice. Deocamdată sunt oameni trimiși acasă în șomaj tehnic, în principal din sectorul privat, și în special oameni care nu au venituri foarte mari, că de-aia nu pot lucra la distanță, pe venituri fixe, mă rog. Deci ei în momentul de față și-au luat o leapșă foarte puternică, plus, nu știu, antreprenori care au fost prinși cu credite, cu leasing-uri, cu chestii, aveau planuri de afaceri și acum totul s-a de peste cap. Aparatul public nu prea a lăsat de la el mare lucru deocamdată. Va fi și greu, va fi din nou discuția din 2010-2011, tăie Motova sau o luăm farmaceutic, vedem cine e eficient. Astea sunt utopii. În situații de criză nu poți să faci mare. Și când lucru. Vă așteptați? Adică credeți păi că... Acum. Acum cu rectificarea bugetară, că dacă nu acum, când? Bine, să mai poate amâna o lună, două, chestia din august cu măririle de pensii. Dar ea trebuie să... Adică să-ți imaginezi că în septembrie se pot mări toate pensiile din România aflate în plată cu 40%, înseamnă că ești de pe altă planetă. Cum va arăta în detaliu, cine și-o va asuma, cum se va formula la televizor când vor anunța chestia asta, nu știu. Deci să deduc de aici două lucruri. Da, odată că va fi vorba de pensii și că doi s-ar putea umbla la salariile, veniturile bugetarilor și asta... Așa are noi, sau cel puțin în capul meu și cred că este inevitabil. Deci, repet, uită-te la sume. Putem să lăsăm pensiile speciale, dă-le încolo, ca bani, vreau să zic, dar astea nu ai cum, nu se închid sumele, deci de unde le vei plăti? Și atunci, da, trebuie cumva reglată chestia asta. Și o impozitare, poate specială, pe pensii se va introduce, un fel de impozit progresiv, cine știe? Nu știm. Sunt o grămadă de variante pentru a redistribui sarcina fiscală pe cetățenii României. Asta ar putea să urmeze odată cu rectificarea bugetară, în rest prelungirea stării de urgență de la sine înțeles, adică am văzut că domnul Iohannis a dat o notă bună autorităților române, deși uitându-te zilnic pe știri vezi tot felul de probleme apărând și acolo. Să se delimiteze, e guvernul lui totuși și nu, ar fi fost aiurea să se delimiteze și mie mi se pare chiar că face bine ce face, să preia și el din pierderea de capital politic care va urma. Pentru că nimeni nu câștigă când anunță unor vești proaste și anume că vor avea venituri mai mici.
În rest, nimeni nu câștigă din asta. În rest, comunicarea rămâne aceeași în materie de materiale, Sorin Ioniță, în sensul că vor veni 8 milioane de măști. Zile trecute auzeam că vor veni 2 milioane de măști. Totul este într-un viitor, adică bun. E de azi pe mâine, e de azi pe mâine, pentru că vă dați seama, se negociază. E ca sunt cei ca de la departamentul de achiziții dintr-o firmă mare, care acum a stat toată ziua pe telefon, umblă, dau telefon până în lume, să mai pui mâna pe un transport de ceva. Și pui sau nu pui. Și l-ai plătit, îl anulează. Deci este o bătălie continuă, deși s-au mai ordonat lucrurile un pic în Europa și are aerul că va începe să existe un pic de coordonare în Europa, ceea ce n-a existat de la bun început și pentru motive foarte clare, și anume că politicile medical-sanitare nu fac parte din portofoliul Comisiei Europene. Țările membre le-au păstrat-o de una ca atribuție națională. Deci nu poți să te miri că n-a existat mare coordonare. N-aș vrea să pară un detaliu, e ultima chestiune care vă întreb, dar n-aș vrea să pară un detaliu, dar aflăm de la președinte că România va trimite medici în Italia într-o măsură de întrajutorare, în condițiile în care sigur că și România se confruntă cu propriile probleme aici. Știm ce înseamnă solidaritatea italiană, știm că Italia se plânge de lipsa unor prieteni din Europa zilele astea, atât din punct de vedere medical, cât și financiar. Nu e o măsură riscantă, să zicem așa, adică România chiar va avea nevoie. Eu cred că trebuia făcut mai de mult. Da, dar noi deocamdată n-am ajuns pe un vârf. Ce ne excedează? Nu a ajuns să nu mai avem medici disponibili. Există puncte în România unde există aceste crize medico-sociale, precum Suceava, mai mult Suceava și încă vreo câteva spitale. Nu avem o criză deocamdată de cadre medicale și nici de paturi. Eu cred că lucrul ăsta trebuia făcut chiar mai de mult și se leagă de ce spuneam adineauri. Pe un mod coordonat, el a început să se facă. Întâi Germania a început să preia pacienți critici din Italia cu avionul, să-i ducă în Germania. Așa este o măsură bună, așa poți să ajuți eficient, și să înceapă toată Europa să circule resursele acolo unde apare vârful. Toți trecem printr-un vârf, dar din fericire nu toți în același timp. Și atunci mi se pare foarte logic, în loc ca toată lumea să construiască resurse redundante și să se blindeze toți și să se bată ca chiorii pe ventilatoare, să le mute de colo-colo, acolo unde este criza întoi. Nu e logic așa? Eu cred că aici se va ajunge și o măsură foarte bună, iar isteria din Italia a fost și puțin indusă, adică euroscepticismul este și alimentat acolo prin propagandă. Sorin Ioniță, șeful Expert Forum, vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Oameni buni, o să fac o sinteză a discursului președintelui Iohannis din urmă cu 10 minute. Imediat încercăm să-l prindem și pe Cătălin Tolontan la telefon. Președintele a avut o intervenție scurtă în această după-amiază, după o întâlnire guvernamentală cu mai mulți miniștri, cu cei din domeniul economiei și finanțelor, cu premierul, ministrul de interne, dar și ministrul muncii. Trei direcții ale acestei declarații, odată că starea de urgență se va prelungi cu încă o lună, dar nu cunoaștem exact data la care va fi pronunțat acest lucru, probabil undeva săptămâna viitoare. Doi la mână, urmează o rectificare bugetară importantă, gândită pe alte baze, spune președintele Iohannis, și anume faptul că trebuie regândite veniturile bugetare, care sunt mici și foarte mici sau mai mici în momentul acesta. Și spune Sorin Ioniță, în ceea ce vorbeam mai devreme, că de fapt acest anunț al rectificării bugetare trebuie recitit ca posibil ducând la tăieri salariale și foarte sigur la faptul că nu se vor mări pensiile în toamnă. O veste bună, spune președintele Klaus Iohannis, este aceea că infectarea nu porește într-un ritm alarmant, dar și că primim 8 milioane de măști în baza unei contribuții comune a statului și a unor companii particulare. Cătălin Tolontan, redactorul șef al Libertății, bună ziua, mulțumesc că ai acceptat, Cătălin, discuția. Domnul președinte, ne spune... Coordonator, iartă-mă, nu, îmi cer scuze. Iulian Enache, există unde, nicio problemă.
cer scuze, la discursul președintelui, stare de urgență firesc se prelungește cu o lună. Asta era ceva ce așteptăm. Se pare că discursul de astăzi al președintelui are o mai puternică coloratură economică, adică să se pregătească statul de niște lucruri în perioada viitoare, sau cei care lucrează la stat. Nu, mai degrabă cei care lucrează la stat decât statul în sine, că statul vă că e foarte vesel în continuare la cheltuieli. Publicăm pe oamenii care intră pe libertate în momentul ăsta .ro, pot să vadă ce cumpărături incredibile se mai fac în România de către primărie în momentul ăsta. Și primăria sectorului 5 a vrut să cumpere de jumătate de milion de euro imagine. După aceea s-a răzgândit pe seara, a anulat unul dintre contracte și după aceea a venit și a spus că a fost o greșeală. De fapt, nu erau 300.000, erau 30.000 și 3.000 dacă sunt acum. Domnule primar Florea al sectorului 5, și vă cumpărați imagine, este un act irresponsabil. Mai mult decât a zis, este irațional. Deci să cumperi acum spoturi pe televiziuni, tu primăria sectorului 5, adică de fapt ca să-ți faci imagine, să cumperi bunăvoință, tu primar al sectorului 5, asta nu este irresponsabil, dar e mai mult decât atât. Este pur și simplu un act irațional. Este al doilea... De vreme, exact cum spuneai și tu, președintele, dă niște semnale destul de puternice astăzi, sigur, în stilul lui Klaus Iohannis, nu-ți dai seama niciodată. Dar da, citindu-le printre cifre, evident că printre vorbe, citim cifrele mari și îngrozitoare care le ies din buget, de fapt, că președintele nu le inventează. Să uite, citește un buget care a fost cu siguranță prezentat în aceste zile și dă seama că vom avea un mare deficit. Oricum am intrat cu un mare deficit în creștere și acela în criză. E, în timpul ăsta, primăria de la Piatra Neamț ia 400 de șezlonguri. Oamenii găsesc, intră acum pe libertatea.ro și 400 de șezlonguri, tobogane, acum, nu licitații începute de acum 6 luni și terminate, nu, lansate în momentul ăsta. Vorba unui cetățean a zis, zice, probabil că pun șezlongul la terapie intensivă, să aducă și cocktailuri, adică să-i mai relaxeze pe oamenii de acolo. A mai fost un episod la Anul Femeie aici în București cu o campanie de imagine cu ceva vloggeri în săptămânile trecute, care costa și ăla vreun milion de euro, dar pare că era pornit de ceva mai multă vreme. Răsfățul ăsta bugetar, spunea domnul Iohannis, că se termină cumva și că, mă rog, s-ar putea să urmeze niște lucruri mai complicate pentru toată lumea. În ce privește achiziționarea de materiale, da? Vestea bună, aici nu vreau să-i fac proces de intenție președintelui sau premierului, tot auzim că vor veni, că s-a reușit, că se va întâmpla. Povestea cu 8 milioane de măști, cu materialele astea care sunt achiziționate, se și întâmplă. În realitate știu că voi urmăriți pas cu pas ceea ce se întâmplă cu materialele sanitare. În cazul în care avioanele au început să facă 20 de zile din Coreea până aici, se întâmplă. Dacă nu, deocamdată n-am văzut nimic. Poate vin pe drumul mătăsii cu cămilele. Nu, deocamdată vin foarte puține. Adică când se anunță 300.000 de măști, oamenii trebuie să știe. 300.000 de măști a recomanda un spital din cele 300 din România în momentul ăsta. Un spital are nevoie de 300.000 de măști pentru, sigur, o perioadă mai lungă de timp. Suntem foarte în urmă. Și inclusiv verbul am început să ne mișcăm este rizibil folosit în acest moment. Plus că cifrele... Și îmi pare foarte rău. Cifrele noastre sunt dubioase în momentul ăsta, și o spun apăsat. Ale cui ale noastre? Ale țării noastre. Cifrele de îmbolnăviri pe care ni se furnizează sunt niște cifre absolut neclare. Hai și nu vedem. Mă refer la cifrele mici, că este evident că ei mint, din păcate. Și când spun mint, nu spun că este o operațiune la nivelul statului. Nu. DSP-urile, șefii de spital, fiecare pe barba lui, ca să nu raporteze prefectul, am tot descoperit situații. Adică, de exemplu, există o situație, am discutat cu un medic ATI astăzi și vom posta în curând dialogul cu el, pentru că este îngrozitor. Deci noi avem, și oamenii știu asta, că deja cifra este cunoscută, una dintre cele mai mici medii a oamenilor morți de vârstă, 66 de ani. Și am întrebat de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și explicația este următoarea. În timp ce, de pildă, alte state, cum ar fi Italia, a eșuat în a-și proteja bătrânii, dar care nu erau în spitale, oamenii care au murit la noi erau oameni din spitale, sau oameni care făceau dializă, sau oameni în secțiile de oncologie. Da? Ei bine, noi pur și simplu am deschis, figurativ, evident, ușile spitalelor pentru oameni, pentru virus, scuzați-mă, împotriva oamenilor, și bolnavii noștri au fost și mai periclitați din Europa, ca și medicii. Pentru că statistica spune așa, știi, adică
văzută din afară, noi știam asta. Avem cei mai mulți medici raportat la numărul de îmbolnăviri, evident, da? Infectați. Dar avem și cei mai mulți bolnavi din spitale decedați. Bun. E, și... asta arată ceva, arată ceva lucrul ăsta, da? Noi nu avem, adică sunt foarte multe cazuri care nu au fost raportate. Sigur că sunt și în alte țări. Adică numărul de morți de COVID este neclar peste tot în lume. Nu trebuie, aici nu trebuie să exagerăm, să spunem că noi suntem... nu, dar totuși pe parametrii pe care reușim să-i reconstituim în momentul ăsta, adică pe medici, clar, îmbolnăviți, personal medical mă refer, da? Și, adică nu doar medici, și bolnavi din spitale care au fost infectați și au murit, suntem din nou... la aceste, la acești parametri triști, campioni în Europa. Că nu cresc cifrele mari? Bun, foarte bine că nu cresc. Avem dubii asupra faptului că nu cresc de fapt, pentru că în toate țările din Europa există o creștere logaritmică. Nu, adică aici e o matematică, este o matematică socială, nu poți să o combați tu cum vine președintele și spune că ia uite ce am reușit noi. N-avem cum să ieșim din curba aia. Deci e imposibil să ieși din... Sigur, poți aplatiza, dar tot va fi o creștere regăsibilă matematică. Și care-i bănuiala? Care-i bănuiala voastră? Adică... păi bănuiala este ceea ce am tot scris. Adică sunt foarte multe cazuri care nu sunt raportate. Pentru și nu că cazuri de îmbolnăviri. Se minte organizat... Unu, testăm puțin. Da? Păi, testăm puțin, e clar, și atunci nu putem avea baza. Asta noi nu știm okay. Exact câți oameni sunt bolnavi. Asta e limpede, da? Dar nu știm, de fapt, nici oamenii care sunt cu adevărat decedați de aceasta sau împinși la deces de, de această boală. Dacă ei nu au declarat, de exemplu, toată lumea vorbește despre Tăndărei. Păi la Tăndărei sunt 5 victime. Și n-a vorbit nimeni despre clinica Diaverum, o mare multinațională, cea mai mare din Europa, care are filiale și în România, și unde au murit 8 oameni. 8 oameni. Până astăzi, când am publicat pe Libertate, nu vorbea nimeni despre o clinică din Ialomița, unde sunt 6 oameni infestați, unul deja a murit. Adică sunt doar, și unii dintre ei, într-adevăr, sunt trecuți în lista oficială, alții nu apar. Și de asta nu e în regulă ceea ce se întâmplă. Cătălin. Sigur, cu asta nu putem acuza minciuna, și cu asta am încheiat, dar este evident că lipsa de structură și de ordine poate fi acuzată. Lucrul pe care vreau să te întreb este încă unul nelămurit în spațiul public și știu că e extrem de delicat, dar poate lumea din investigațiile voastre sau cu toții reușim să ne facem o idee. Se face separație între, sau cum gândesc medici în momentul în care declară o moarte ca urmare a COVID și o moarte generată de alte cauze? Toate morțile care se petrec în spitale în zona aceasta se datorează COVID-ului, adică dacă ai COVID, e clar că ai murit de la chestiunea asta sau mai sunt și alte boli. Cum procedează ei? De fapt, care e protocolul când declară un deces? În momentul ăsta, dacă ai fost infectat COVID și plămânii prezintă urmele de COVID, ești declarat mort din cauza COVID, pentru că chiar dacă ai avut cancer, că au fost cazuri, da? Oamenii nu erau în stadii terminale cu cancerul. Cancerul lor evolua pentru un cancer bine și într-o săptămână s-au prăpădit pentru că au avut COVID și au intrat în starea de... insuficiență respiratorie acută. Ori diagnosticul ăsta medical, da, al plămânilor, care este determinat de către COVID, este relativ ușor de pus. Și în momentul în care îl pui și îl confir prin analize de radiologie, atunci, practic, tu ai confirmarea că omul ăla a murit din cauza acestei boli. Deci ăsta este răspunsul. Așa se face. Problema este că nu toți și nici alte țări nu fac teste post-mortem. Nu fac, în momentul ăsta nu facem nici noi teste post-mortem. Da, trebuie să ne uităm pe statistică. Până la urmă, statistica nu va minți. Să vedem exact câți au murit, câți oameni au murit în perioada asta în România versus câți au murit înainte de gripă sau de forme asociate a ceea ce părea a fi o gripă, pentru că n-are sens să ne mințim. Că nu am vreo simpatie pentru... fostul premier Tăriceanu, dar a spus un lucru care pare a fi justificat. Adică el spune că am început iar raportări din alea vechi pe ideea că suntem cei mai buni din Europa în privința felului în care combatem COVID-ul și avem cele mai bune cifre pe... adică cele mai mici cifre de îmbolnăviri, cele mai mici cifre de oameni în terapie intensivă, cele mai mici cifre de decese. Și nu e ok. Și chiar se simte asta. Inclusiv președintele a deschis cuvântarea de astăzi, discursul său de astăzi,
cu acest lucru. A spus, avem cifre mici și e clar că asta se datorează faptului că nu că am avut izolare. Da. Ultimul, măsurile, da, au o pondere, dar se datorează și faptului că nu testăm, atenție, nu testăm. Lucrurile astea trebuie puse la un loc. Ultimul lucru asupra căruia vreau să atrag atenția e apărut în ziarul Libertatea. O să te rog scurt să ne explici ce va să însemne asta. La Spitalul Universitar din București înțeleg că și acolo există nemulțumiri și tensiuni între medici și probabil între conducerea spitalului și se cere o, citez, imixtiune militară, adică e posibil ca și acest spital să treacă sub comandă militară? Va trece cel puțin sub coordonare militară, vor trece secțiile de chirurgie, UPU, terapie intensivă, adică cele care în bună măsură se ocupă de internații COVID și nu numai. Da, potrivit managerului Cătălin Cârstoiu, care am vorbit, a spus, așa se vor întâmpla lucrurile. El aduce 3 medici militari, le dă puteri foarte mari, practic vor fi mai importanți decât șefii de secție din momentul ăsta din spitalul militar și așteaptă de la ei, ca să folosesc o expresie a lui, o intervenție brutală, militarizată, bazată pe uniforma militară și pe respectul, citez acum, da, pentru uniforma militară. Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Pe de o parte, omul are dreptate, adică spun niște lucruri pe care le cunoșteam cu toții, jurnaliști sau nejurnaliști, pur și simplu oamenii obișnuiți știu că șefii de secție fac legile în spitale și feudele în spitalele românești sunt descrise de către șefii de secție și comportamentul lor, care este nenormat. Adică șeful de secție face ce standard de vrea el, pe scurt, așa, ca să simplificăm discuția. Nu numai la Spitalul Universitar, la multe dintre spitalele din România, la cele mai multe dintre spitalele din România. Ori asta nu e normal, într-adevăr. E nevoie de un tip de centralizare a procedurilor măcar, da? Pe de altă parte, nu e normal nici să așteptăm de la armată lucruri pe care armata nu le poate face. Adică asta nu e o criză care se rezolvă cu hamură sau cu tabu, în niciun caz. Armata nu poate face administrarea sanitară a României. Adică o punem să facă ceva ce nu știe să facă, o să pierdem încrederea și în armata apoi și o să spunem că nu avem nici armată. Poate că avem o armată, nu știu asta, habar n-avem, la cum s-au luptat în Afganistan, în Irak, lucrurile par ok, dar în niciun caz nu e o armată care să țină loc de poliție, de DSP-uri și de medici din spitale. Și totuși, atenție, asta este amar și probabil că de asta ai întrebat și tu. Este cel mai mare spital din România. Cel mai mare spital din România. Spitalul, fostul spital municipal, cum se numea pe vremuri, este spitalul de urgență universitar de la Eroilor. Bucureștenii îl cunosc foarte bine, este imens. Are peste 4.000 de cadre medicale. Dacă nici el nu are resurse interne și are nevoie să chinuie armata ca să-l salveze... Păi ăsta e semnul de întrebare. Trimitem peste tot militari și ai văzut că la Suceava deja este un conflict între militari și medici și lucrurile nu par a merge spectaculos de bine de la primele întâlniri. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin Tolontan. Ne reauzim în zilele și orele următoare în funcție de evenimente. Vă reamintesc că Klaus Iohannis, în urmă cu 30 de minute, a anunțat prelungirea stării de urgență de săptămâna viitoare și o rectificare bugetară masivă care probabil va duce la diminuări de salarii, asta e analiza noastră, atenție, nu e declarația președintelui Iohannis, dar probabil că vor fi mai puține venituri pentru bugetari și semne mari de întrebare pentru mărirea pensiilor în toamna viitoare, ca urmare a analizelor noastre. Vestea bună, spune președintele, că în România s-ar putea să ajungă sau o să ajungă 8 milioane de măști. Oameni buni, punem punct acestei ediții speciale de la Europa FM, peste 5 minute știrile Europa FM și nu uitați că în seara asta, după jurnalul de la 6, Anca Simina și Cristian Tudor Popescu vor fi în studio pentru a analiza tot ceea ce s-a întâmplat pentru peste zi. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă!